Nicule, cum vine asta? Cine se scoală de dimineață, departe ajunge? Adică unde pleacă? Cine? Adică, știi, puișor, cum să-ți spun eu ție? Direct, că eu pricep iute. Adică, cine se scoală de dimineață e mai harnic, nu? Da. El e primul. De exemplu, un băiat harnic s-a sculat într-o dimineață foarte devreme și a găsit pe drum o pungă plină cu bani. Da, dar cine a pierdut-o se sculase și mai devreme. Vreau să vă spun că am văzut o discuție pe forumul detectorișilor legat de doctores ăsta, tractoristul. Că ziceau ăștia, bă, că nu e din ăla, că numai numele e așa, dar el nu e brunet. Păi nu vă supărați, băi, fraților, dar aici, în sat unde e satul de Saș, sunt romi, ca să nu le zic altfel, sunt romi blonzi cu ochii albaștri. Cum? Păi maică-sa era romoaică, iar taică-sa era sas. Copilul a ieșit exact ca taxul, blond, cu ochii albaștri, dar umblă cu pălărinea, cu borul mare. Na, înțelegeți? Deci nu mai judecați oamenii după culoarea pielii sau culoarea părului sau culoarea ochilor. Că eu le-am zis la niște sași de aici, de la mine, care erau ai dracului. Unii s-au dus, i-a luat dracul. Băi, omule! Că și aia se legau, ce bronzați, ce negri, ce păr negri, bă, nu mai judecați oamenii după culoarea pielii, că poate să fie negru la piele, dar sufletul să fie alb, deci un om bun la suflet, și poate să fie alb la piele, blond cu ochii albaștri, să vorbească și să sește, și să fie mai al dracului, mai negru la suflet decât diavolul. Înțelegeți voi? Deci pe om nu-l judeci după culoarea pielii, îl judeci după faptele lui, vorbele lui și sufletul lui. Că dacă are un suflet hain, are un suflet negru, nu îl vezi la culoare din afară, dar el afli. El afli că cu timpul își dă rama pe față și sasul și oricare. De aia că veni să vorba de ăștia mai deschiși la ten, la piele. Sunt și borangici cu piele albă și borangici cu pielea neagră. Deci ca să înțelegeți, că asta am vrut să zic. No, bun. Iar acum să vă arăt, da, de fapt eu am venit aici ca să vă arăt ce groapă am făcut și pentru ce. Așa. Ca să vedeți. Vedeți? O groapă de 30 de centimetri. Hai că trebuie să mă așez. Nici nu ajung până jos. Zici că sunt Dragoș, ăla cu ulcica cu monedele de argint din pădurea Spătarului, aici sunt 70 de centimetri, dar gura vasului era la 50 de centimetri. Așa. Deci pentru un cui model. Da, la ce adâncime? Înseamnă că aici or fi, pe vremea comuniștilor, or fi arat pământul ăsta, or fi pus cereale. Așa trebuia, pe toate dealurile se puneau, să facă cât mai multă producție, să vândă neanicu, să strângă dolari, valută. Dar bun, deci ați înțeles cum e chestia. Omul nu-l judeci după culoarea părului, a pielii și a ochilor, nu. Pe omul să-l judeci după faptul, după vorbele lui, după minciunile lui. Că sunt mulți cu piele albă, dar mincinoși, ai dracului de mincinoși. Scot vorbe mincinoase, inventează ca ei să cadă în picioare, știi, ca mâța. Da. Dar în realitate ei sunt ticăloși. Da, bun. Uitați, băieți, e 12 și jumătate, ora de odihnă. Se odihnește și detectorul, mă odihnesc și eu. Numai norii nu se odihnesc, că se adună. A anunțat ăștia între ora 1 și 3.
ploi, cu vijelie, cu tunete, cu fulgere. Am zis că glumesc, da? Cine știe? Dar că a început să bată și vântul mai tare. Așa că... Ia uite asta iarbă, se vede? Se vede. Se vede cum bate vântul. Și te aduce norii ăia dinspre... dinspre munții Buceci. Deci de la sud. De la sud, ia uitați acolo munții Buceci. Vedeți, aia sunt Bucegii. Plin de zăpadă, așa că vântul e răcoros, e bun. Că a fost soare, s-a încălzit prea tare, acum s-a mai răcorit, da. De 5 ore m-am urcat în autobuz. Deci de 5 ore am urcat nebunul cu detectorul în spinare. Căutând comare. Da. Asta este, am zis că să mă odihnesc un pic, vreo 10 minute, un sfert de oră, mai am așa de o jumătate de oră, poate mai mult, depinde câte grup mai fac și am terminat. După aia merg acasă și acasă o să vă filmez ce am găsit. Nu mai pierd timp aici, că abia aștept, mă dor picioarele, mă dor chișoarele, așa vorbesc dașii, mă dor chișoarele, băi. De atâta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, sus, jos, sus, jos. Câți kilometri am făcut și azi, vă zic la urmă. De fapt, pot să vă zic și acum. 2 jumate, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 și mai am 4, înapoi, 12 kilometri. Azi o să fac 12 km, mai băieți. Dar cu urcat, coborât, nu numai pe drum drept, că să ieși că ai pornit din centrul orașului și mergi până la periferie și ai făcut 12 km pe asfalt. Mers pe dealuri, urcat dealuri, coborât dealuri. Așa că, nici nu știu dacă o să mai pun filmulețe. Oricum am zis, alea a fost ultima asta, chiar că e ultimul că am încercat zona asta. Dar mai multe le fac pentru mine, nu am pentru cine să le mai facă. Am vrut să le explic la ăștia și despre lopată și despre să cântărez lopețile pe dimensiuni, să le măsori și să le spun care cum sunt. Da, nu merită, mă, nu merită. Da, cei ăștia nu merită nimica, bag picior. Ei zic că știu de toate, sunt deștepți și încolo le bubuie capul. Da, să se învețe și pe pielea lor. De ce să le mai dau eu sfaturi? Da, să se dea cu capul de pere și o să se învețe. În loc să primească un sfat bun, nu se merită. Dă-i încolo de papagal daci. M-am săturat de atât daci în sus, daci în jos. Grahat. Minciuni, minciuni pe băți. Minciuni din pe băți puturoase. Da, aia suntem. Mincinoși. Un popor de mincinoși. Nu vedeți? Și guvernanți câte promit. Ce s-a făcut voi în 33 de ani? Nimic, am rahat. Eu spun sincer, mult mai bine era pe vremea lui Ceaușescu. Pentru aia puturoși care nu erau în stare să strângă bani de la salariu, care îi jucau la Alba Neagra sau îi dădeau pe băutură, aia da. Aia pentru aia da și acum, tot boschetar sunt. Dar pentru oamenii care au muncit și care și-au văzut de treaba lor și au știut să strângă niște bani, să-și cumpere una alta, pe vremea lui Ceaușescu era mult mai bine, aia vă spun eu. Acum rahat, acum minciuna și hoția e la putere. Da. Și legea le ține isonul. Da. Fură legal cu legea. Nu vedeți? Aia care au dat tunuri de zeci de milioane de euro și de poate și sute de milioane de euro s-au prescris. Au scăpat cu pușcărie de un an jumate, de 2 ani, de 3 ani. Ura și la gară. Asta rămâne ei cu păcatele lor. Jigodile dreacului. Noi o să ne găsim dreptatea pe lumea cealaltă, nu aici. Aici să nu cauți dreptate, că nu o găsești. Aici nu oameni ticăloși, mincinoși, escroci, prostituate care se îmbogățesc, care iau case. Pe, știți voi pe ce iau case, mașini,
se înțolesc și mafioții, hoții, ciocălarii, ăștia sunt aici la putere, în lumea asta, ăștia o duc bine. Da. Bica și Cunuțica și alții ca ei și ca ele. No, hai să mă apuc să mai fac ceva, să vedem ce cum ori mai găsesc. Zilele că a început să plouă, am făcut cu mine, da? Ia, cum plouă, Georgele. Uite aici, vezi? Aici e groapa din toamna trecută. Uite ce fain s-a închis dacă am acoperit-o ca lumea. Sunt aici la drum, aici o pornesc și în toamnă v-am făcut un film în care v-am arătat cum s-au găsit doi denari romani cu împăratul nostru Traian. Decebal a fost spălător de vase. Deci am avut noi un împărat pe numele lui Traian. V-am arătat aici două monede cu Traian, una mică, una mare. Cei care s-au uitat la filmulețe mele știu despre ce vorbesc în toamnă, atunci când a găsit și flăcăul ăla la Codlea, pe măgura Codlea, a găsit oala aia cu nu știu câte topoare de la Celți, topoare celtice. Na. A început ploaia, deci a avut dreptate busul. Acum am strâng repede catrafusele și am plecat. Nu mai pot să vă filmez nimic, că mă plouă. Ura și la gară, cumpărați detectoare și căutați comoare, vă învață Georgel. Este ora 3 și jumătate. Am ajuns la capătul călătoriei, aștept autobuzul. Nu a venit ploaia. Dar mai picură așa, așa cum mai scuip așa câte un pic. Câte o picătură. Da. 12 km de mers pentru niște fiare vechi. Asta. Am uitat, mă, o fibulă dacică și argintul dacic. Vi le arăt când ajung acasă, le spăl, le curăț frumos și vi le filmez. Să le vedeți. Iar acum să vă arăt obiectele descoperite. O șaibă din argint dacic cu un cui dacic, o fibulă dacică, un briceac dacic, cartușe dacice, piuliță dacică, capsă de pușcă dacică, cuie dacice, șaibă dacică, monede dacice, rotiță de mașină dacică, un aluminiu dacic, o podcoavă dacică și o zade lanț dacic. Astea au fost descoperite, comorile mele. Să nu uităm, stați așa, să vă arăt și gunoaiele, că așa îmi place. Sârme dacice, dopuri dacice și cuie dacice. No, vedeți ce le-au pierdut dacii noștri. Asta e, băieți, așa se îmbogățesc detectoriștii. Argintul dacic și cu fibula dacică o să le trimit prin poștelul Bulangic, lui domn doctore Bulangic. Care o să facă o lucrare despre ele, o să le cerceteze, așa, o să le aprofundeze, o să facă o lucrare mare despre ele, ca să vedeți și voi cât de nemaipomeniți au fost dacii. Nu mai am cuvinte. No, bun, v-a lăsat Georgel, poate ne mai auzim, poate nu ne mai auzim, cine știe. M-am săturat de argintul, aurul și rahatul dacilor până în dragi, așa că mi-a ajuns. Cumpărați voi detectoare și umblați ca nebunii pe dealuri.